Iacov, capitolul 1, versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Ascultă cuvântul. Îmi amintesc de o femeie care a participat la unul dintre seminarele mele. Ea voia cu disperare să scape de rănile emoționale care o făceau să se simtă nesigură și temătoare. Dar nimic nu părea să o ajute. În încheierea seminarului, mi-a spus că acum înțelegea de ce nu făcuse niciun progres până atunci. I-a spus, Joyce, mă întâlneam cu câteva femei care se confruntau cu mare parte dintre problemele mele. Treptat, Dumnezeu le-a eliberat. În timp ce ascultam, le auzeam spunând, Dumnezeu mi-a spus să fac cu tare lucru și eu l-am făcut. Apoi m-a pus să fac altceva și eu așa am făcut. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu îmi spusese și mie să fac aceleași lucruri. Singura diferență este că ele făcuseră ce le spusese Dumnezeu, pe când eu nu făcusem. Pentru a avea o relație apropiată cu Dumnezeu și a primi ceea ce ne promite El, trebuie să ascultăm cuvântul. Noi ar trebui să și împlinim ceea ce spune cuvântul, nu numai să-l ascultăm. Pentru ascultarea cuvântului, trebuie să fim consecvenți și sârguincioși. Haideți să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Modul de acțiune al lui Dumnezeu chiar funcționează. Niciun alt mod de acțiune nu o face. Ia decizia de a asculta cuvântul său, pas cu pas, în fiecare zi.